Slajul se numără printre județele care, din fericire, se pot lăuda cu un export mai mare decât importurile, iar această situație este prezentă de mai bine de un an de zile, iar potrivit specialiștilor există șanse foarte mari ca în continuare slajul să exporte mai mult decât importă, ceea ce înseamnă un lucru foarte bun. De asemenea, sunt șanse ca inclusiv din producția agricolă să fie exportată, inclusiv din producția de grâu obținută anul trecut, pentru că, potrivit reprezentanților Direcției Agricole Slaj, calitatea boabelor de grâu a fost de această dată superioară, chiar dacă ne-am confruntat cu o secetă cum nu a mai fost întâlnit în ultimii 10 ani.